La nivel de junioare, treile PS Slatina a întâlnit acasă gruparea CSS Corabia, nepunându-se niciun moment problema învingătoarei. Tabela de marcaj arăta la final scorul de 41 la 10. După ce la pauză, fetele lui Dăbuleanu aveau un avantaj de 15 goluri. Din punct de vedere al evoluției, cred eu că -au, a fost destul de bună. Am încercat să dăm credit tuturor jucătoarelor să joace, pentru că așa este normal ca într-un joc unde o diferență de scor este mare să poată să joace toate jucătoarele. Se este la nivel de junioare 3, deocamdată noi suntem cu un an mai mișcă vârstă, la anul să fim spune, mai competitivi și să sperăm că totul o să fie în regulă. Reușita cea mai mare a avut-o junioarele 1, care au învins la o diferență de 11 goluri în deplasare național Râmnicu-Vâlcea, o echipă cu tradiție în handbalul românesc am făcut un joc peste media ce am jucat noi la până acum având în vedere că totuși am câștigat la o diferență mare, spun eu 11 goluri, dar în urma unei evoluții bune. Să sperăm că va fi continuată și la turneul de sală care o să fie peste 3 săptămâni și atunci o să tragem undeva linie încercând să văd care sunt minusurile, plusurile la fiecare jucătoare, încercând, încercând să le îmbunătățim pentru ceea ce o să însemne retur, cât de asemenea și pentru fazele superioare, turneu semifinal, turneu final. Odată cu încheierea turului, antrenorul Victor Dăbuleanu și-a propus să perfecteze în cele trei săptămâni de pauză până la începerea turneului de sală și două-trei jocuri de verificare, în compania unor echipe mai puternice sau chiar de divizia.